U-Banca Transilvania a dat lovitura prin achiziția lui Alexandru Olah. Pivotul timișorean este considerat unul dintre cei mai de perspectivă jucători români la ora actuală. El s-a format ca sportiv în Statele Unite și a evoluat ultima dată în campionatul Belgiei, acolo unde s-a remarcat cu medii de 10,7 puncte pe meci. Sunt fericit de această alegere. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat este că vreau deja să încep să câștig campionate, iar UBT mi-a oferit această șansă. Știu despre clubul de la Cluj, cât de performant este și știu că acest pas este cel mai potrivit pentru mine, a spus basketbalistul pentru site-ul oficial al clujenilor. Pe lângă Olah, U-Banca Transilvania l-a mai transferat pe croatul Zeliko Sakic. El se alătură lotului care îi mai cuprinde pe Andrei Kalnichenko, Nandor Kuti, Alexander Rašić sau Roland Török.